Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, venirea Domnului Isus pentru a doua oară reprezintă pentru lumea de astăzi ultimul mare eveniment al istoriei. Nu spun că nu mai sunt și alte evenimente, dar comparativ cu această venire a Domnului nostru, toate celelalte sunt de foarte mică importanță. De fapt, cam tot ceea ce considerăm noi a fi eveniment se pot înscrie doar în semnele care vor precede acest eveniment de importanță universală. Acela va fi momentul în care omenirea va primi răspunsuri la întrebările ei fundamentale cu privire la scopul existenței ei, cu privire la finalitatea ei. Pentru aceia care au așteptat cu anticipare aceste momente, va fi doar împlinirea fericită a așteptărilor lor. Pentru cei care nu au acceptat răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat cu mult timp în urmă, răspuns la întrebările noastre existențiale, s-ar putea ca venirea pentru a doua oară a Domnului Isus să însemne începutul unei mari și veșnice suferințe. Cuvintele acestea nu au menirea de a aduce teamă sau teroare. Iadul nu are nevoie de descrieri exagerate, el este un loc al teroarei și suferinței. De aceea spun, aceste cuvinte descriu o realitate asupra căreia este bine să reflectăm încă de acum, când nu este prea târziu. Acesta a fost și motivul pentru care Domnul Isus a dat anumite semne ucenicilor semne care vor precede această venire a sa. Așa cum am văzut data trecută în acest capitol cu numărul 21 din Evanghelia după Luca, semnele despre care vorbea Domnul Isus erau semne adresate întregi omeniri. Dar imediat după acestea, Domnul are câteva semne care țin direct de istoria Israelului. De fapt, acesta este punctul din care reluăm incursiunea noastră în capitolul 21 al Evangheliei după Luca, începând chiar cu versetul 12. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea drăgătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Domnul se adresează poporului evreu în acest verset. Toate aceste lucruri sunt valabile în mod special pentru evrei. În capitolul 15 al Evangheliei sale, Ioan ne spune Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Dacă sunteți ucenici ai Domnului Iisus Hristos, vă asigur că nu veți câștiga niciun concurs de popularitate. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Aceste versete se aplică în mod direct în cazul celor 144.000 de, de evrei care nu vor fi nimiciți în timpul necazului cel mare. Suferința acestor evrei va fi cu mult mai mare în timpul necazului cel mare decât a fost sub prigoana germanilor în camerele de gazare și lagările de concentrare. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Vă amintiți probabil că ei i-au pus următoarea întrebare. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Când nu va mai rămâne piatră peste piatră ca să nu fie dărâmată? Ei bine, aceasta s-a întâmplat când Titus a asediat Ierusalimul în anul 70 după Hristos. Părerea mea este că, după 40 de ani, acești oameni care îl ascultau acum pe Domnul și-au amintit spusele lui când au văzut Ierusalimul distrus de oștirea lui Titus. Atunci și-au spus, aceasta este ziua despre care vorbea Domnul, și la fel va fi și în zilele din urmă. Atunci, cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Atunci ei trebuia să facă acest lucru ca în timpul necazului cel mare. Ei trebuia să fugă din Ierusalim cât mai repede cu putință. Marele istoric evreu Iosefus ne-a lăsat mărturie despre groaznicul asediu asupra Ierusalimului, în timpul acestuia, un asediu prelungit de altfel, în care nimeni nu putea ieși sau intra în oraș, mamele au ajuns până acolo încât își mâncau copiii. Oamenii mureau ca muștele, iar morții erau aruncați peste zidurile orașului. Cei care au rămas fie au murit de foame, fie au fost vânduți ca sclavi. Domnul ne face aici o imagine în miniatura ceea ce va fi în vremea sfârșitului. Unii susțin că așa ceva nu se poate întâmpla de două ori. S-a întâmplat odată, dragi prieteni. Acest lucru este deja istorie. Domnul a spus că se va întâmpla și s-a întâmplat. El spune că se va întâmpla din nou și eu cred că el are dreptate. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în acele zile. Pentru că va fi o strântorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați zrob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Evreii, dragii mei, erau împrăștiați. Titus i-a dus în robie. Ei au construit Marele Coloseum din Roma. Asupra poporului evreu s-a bătut multă mânie și nenorocire. Din ziua în care Titus a intrat în Ierusalim, acum mai bine de 1900 de ani, Evreii nu au mai putut să-i alunge niciodată pe neevrei din Ierusalim. Neamurile au controlat Ierusalimul din vremea lui Titus până în prezent. Locurile sfinte din Ierusalim sunt și acum sub stăpânirea neamurilor și unde ar trebui să fie templul evreilor, se află moschea lui Omar. Domnul a spus că Ierusalimul va fi pe mâna neamurilor până când se va împlini vremea neamurilor. Am urmărit soarta Ierusalimului de-a lungul timpului și am putut constata cât de exact în preziceri este cuvântul lui Dumnezeu. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce se facă la uzul urletului mării și al valurilor. Cred că aceasta este o referire la ultimele zile dinaintea întoarcerii lui Hristos pe pământ, pentru că așa va fi în vremea de pe urmă. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Unii oameni citează acest verset și spun că este o imagine a ceea ce se întâmplă în prezent. Dragi prieteni, dați-mi voie să spun că încă nu am văzut nimic. Dacă credeți că asistați în prezent la o împlinire a acestui verset, pot să vă spun că vă înșelați. Lucrurile merg greu, este adevărat. Crizele politice și tulburările sociale declanșează o mare îngrijorare. Dezastrele naturale sunt copleșitoare, dar în zilele din urmă va fi și mai rău de atât. Atunci vor vedea pe fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Hristos se poate întoarce în orice moment, ne spune Domnul. Totul se întâmplă atât de repede astăzi încât Biserica, trupul Domnului, ar putea fi luată de pe pământ înainte chiar să termin eu această frază. Dacă se va întâmpla așa, sper că veți fi cu mine în prezența lui Dumnezeu. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Încep aceste lucruri să se întâmple, dragii mei? Nu sunt în măsură să-mi dau cu părerea asupra acestei teme. Nu am nicio informație din interior. Tot ce pot spune este că mântuirea și răscumpărarea mea sunt mai aproape acum decât atunci când am crezut pentru prima oară. Știu că Domnul se va întoarce. Și acesta este lucrul cel mai important pentru mine. Și le-a spus o pildă: Vedeți smochinul și toți copacii? Când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Eu cred în continuare că acest smochin este un simbol pentru poporul evreu. Ceasul lui Dumnezeu este marca Israel. Zmochinul îl reprezintă pe Israel. Iată ce ne spune Ieremia în capitolul 24, începând cu versetul 1. Domnul mi-a arătat două coșuri cu zmochine puse înaintea templului Domnului, după ce Nebucan împăratul Babilonului, strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe Iconia, fiul lui Joachim, împăratul lui Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe Lemnar și Ferari. Unul din coșuri avea zmochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea zmochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, niște zmochine. Zmochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele și de rele ce sunt nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste zmochine bune? Așa voi deosebi eu, ca să le dau îndurare pe prinși de război ai lui Iuda pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Iată ce spune și prorocul Osea. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roadele unui zmochin în primăvară. Dar ei s-au dus la bal pe or, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns uricioși ca și acela pe care îl iubeau. Iată deci cât de comună este această asemănare a lui Israel cu zmochinul. Să ne întoarcem acum la pasajul din Luca. Suntem la versetul 32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Neamul acesta poate să se refere foarte bine la poporul Israel. Atunci ar susține caracterul indestructibil al acestui popor, sau s-ar putea referi la o generație de oameni și la durata lor de viață. În acest caz ar însemna că aceia care au văzut începutul acestor evenimente vor fi martori și la sfârșitul lor. Pentru că accentul pare să fie pus pe rapiditatea cu care se desfășoară aceste evenimente mai curând decât pe permanența poporului Israel, eu înclin să cred în cea de-a doua explicație. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Dragi prieteni, nu lăsați garda jos, nu renunțați, nu cedați. Acestea sunt zile în care merită să trăim pentru Dumnezeu. Eu nu sunt chemat să schimb lumea, nici să aduc vreo reformă. Aceasta este treaba lui Dumnezeu, nu a mea. Dar El mi-a cerut să trăiesc pentru El și să răspândesc cuvântul Lui. Asta încerc să fac și sper că și voi faceți la fel. Este o mare mângâiere să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. O altă traducere spune, să fiți socotiți vrednici, să scăpați de toate acestea, în loc de să aveți puterea. Cum veți fi socotiți vrednici? Singurul lucru care mă face pe mine vrednic este Hristos. Prin urmare, eu m-am încrezut în El. L-am primit ca mântuitor personal. Mi-am încredințat Lui viața, astfel încât, dacă voi fi viu la vremea răpirii, îl voi întâlni în văzduh prin Harul lui Dumnezeu. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Mulți dintre noi ne dorim să ne fie aflat în acel grup care l-a ascultat pe Domnul Iisus în acele momente. Dar pierderea nu este atât de mare, pentru că, iată, el ne vorbește peste viacuri, prin cuvântul și prin Duhul Său și merită să-L ascultăm. De fapt, dragi ascultători, suntem acum tot mai aproape de umbra crucii Domnului Iisus, apropiindu-ne de evenimentele finale ale vieții pământene a Domnului nostru. Odată cu trecerea noastră în capitolul 22 al Evangheliei după Luca, ajungem și la secțiunea care se ocupă de ultimele zile din viața pământească a Domnului Iisus. Toate incidentele enumerate în acest capitol au avut loc în ziua dinaintea răstignirii Domnului. Iuda uneltește cu mai marii preoților să-l dea pe Isus în mâinile lor, Domnul plănuiește ultima masă de Paște cu ucenicii săi, instituie cina Domnului și vestește faptul că va fi trădat. Le spune apoi apostolilor care le va fi poziția în împărăția viitoare. De asemenea, îl avertizează pe apostolul Petru că se va lepăda de el de trei ori, și apoi îi avertizează pe ucenici cu privire la viitor. Mai departe, domnul merge în Ghețimani, este trădat de Iuda, arestat, dus la casa Marelui Preot, unde Petru se lepăde. Domnul este batjocorit, bătut și adus înaintea sinedriului. Și toate acestea, dragii mei, se petrec într-o singură zi. A fost o zi plină. Luca surprinde în acest capitol numai un segment din acea zi. El omite, de exemplu, spălarea picioarelor ucenicilor. Ziua aceea, ziua dinaintea răstignirii sale, a fost o zi de criză care avea să-și găsească apogeul în evenimentul central care urma să aibă loc la cruce. Tot ce s-a întâmplat până atunci ne îndreaptă atenția spre răstignire. Totul este pregătit pentru acest eveniment major. Conducătorii religioși uneltesc împotriva lui Isus. Aceasta este pregătirea pământului. Iuda conspiră în mod diabolic la trădarea lui. Aceasta este pregătirea iadului. Apoi, Isus și ucenicii plănuiesc să petreacă împreună masa de paște. Aceasta este pregătirea cerului. Dar să vedem modul în care se desfășoară aceste evenimente așa cum sunt ele descrise de Luca. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Domnul ajunsese deja la Ierusalim. El pornise această călătorie spre moartea sa pe cruce cu șase luni în urmă, pe când mai era încă în cezarea lui Filip. Tot ce a făcut începând cu acel moment a fost un pas pe acest drum spre Ierusalim. Acum muntele schimbării la față și așa numita intrare triumfală sunt deja evenimente de domeniul trecutului. Este vremea sărbătoririi Paștelui și el, mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii, este gata să moară. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc ca să o moare pe Isus, căci se temeau de norod. După cum observați, conducătorii religioși l-ar fi luat imediat și l-ar fi măcelerit, dar se temeau de popor. Era sărbătoarea Paștelui, ceea ce înseamnă că veniseră la Ierusalim oameni din toate părțile lumii. Mai mult, erau acolo mulți dintre ei pentru Domnul Isus. Ei constituiau majoritatea tăcută. Dar satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Ei bine, aceasta este o problemă intens discutată și dezbătută. Este posibil ca un creștin să fie posedat de demoni. Este posibil ca Satan sau un demon să intre într-un creștin? Părerea mea este că nu se poate întâmpla așa ceva. Dar este posibil ca un membru al Bisericii, care nu are viața predată pe deplin lui Dumnezeu, să fie posedat de un demon. Am întâlnit în Biserică oameni care sunt convins că erau posedați de demon, pentru că altfel nu se poate explica nici purtarea, nici atitudinea lor. Dragul meu prieten, dacă ai de gând să stai pe margine și să asculți Evanghelia, fără să te amesteci cu oamenii lui Dumnezeu, va veni ziua în care Satan se va muta în casa golită, așa cum am văzut descris în Luca, capitolul 11. Unul din demonii lui Satan își va face locuința în această casă. Așa s-a întâmplat cu Iuda, care l-a respins pe Isus. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Conducătorii religioși se întrebau deja cum să pună mâna pe Isus, dar poate că nu se așteptau ca tocmai unul din ai lui să vină și să se să ofere să-l trădeze. După ce le-a făgăduit că le-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului. Acum, planul era următorul: Așteptați până iese mulțimea din Ierusalim. Așteptați până când nu îl putem prinde singur, astfel încât poporul să nu știe ce facem. Ei au plănuit să-l prindă pe ascuns. Iuda trebuia să-i anunțe pe conducătorii religioși când era momentul potrivit. De fapt, acel moment nu a mai venit, pentru că Isus i-a forțat să acționeze imediat. În Evanghelia după Ioan se spune că Domnul Isus, după ce i-a întins lui Iuda cea ultimă bucățică, i-a spus, ce ai să faci, fă repede, a venit momentul, va trebui să te mici repede. Și în tocmai a făcut Iuda. Acum Domnul Isus și ucenicii lui fac planuri pentru ultima masă de Paște luată împreună. Ziua praznicului azimilor în care trebuia jerfite Paștele a venit. Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, Duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? l-au întrebat ei. El a răspuns, Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este o daia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu cenicii mei? Și are să vă arate o daie mare de sus, așternută gata. Acolo o să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. La fel ca și în cazul intrării în Ierusalim, Domnul nostru pregătise totul încă cu mult timp înainte. Domnul mai fusese în Ierusalim de multe ori și se pare că îl cunoștea pe proprietarul acestei odăi de sus. Sunt sigur că acesta i-a spus domnului. Când mai vii aici în Ierusalim, adu-i și pe ucenicii tăi aici. Eu o să pregătesc o masă pentru ei, o să pregătesc o cameră pentru voi. Probabil că domnul aranjase deja cu el să folosească această cameră și acum îl anunța că va avea nevoie de ea. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Acesta este momentul ultimei cine și Iuda este și el prezent. Este interesant această observație. Când a sosit ceasul. Deci chiar și această întâlnire nu a fost întâmplătoare. Dragii mei, Domnul Iisus, cu toate că știa ce este în inima lui Iuda, nu l-a respins de la această părtășie specială, instituirea cinei Domnului. Cred că acesta reprezintă din plin care este atitudinea lui Dumnezeu față de orice om păcătos. Dragoste, acceptare. Dumnezeu așteaptă și astăzi oaspeți la masa sa. El nu este selectiv. El invită cu dragoste, dar invită și la schimbare, și fie să lăsăm inimile noastre pătrunse de dragostea lui, sau le împietrim și ajungem vânzătorii lui. Doamne, dă ne puterea să acceptăm tot ce va fi nevoie pentru a fi cu tine și nu împotriva ta. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.